Femeia de 40 de ani, mama altor doi copii, a venit în urgența Spitalului Județean Constanța acuzând dureri puternice în zona abdominală. Medicii au acordat rapid îngrijiri și au observat că pacienta născuse de puțin timp. Inițial, femeia nu vroia să recunoască și cu atât mai puțin să spună unde este fătul. A stat, dar numai în urgență, cel puțin 20 de minute până să recunoască unde e copilul. Deci copilul îl lăsat în mașină? Copilul era în pungă, lângă ea, lăsat pe jos, pe faianț, să zic, sau ce-o fi jos. De-abia după un sfert de oră, hai să zic 20 de minute, a recunoscut că copilul era în pungă, dar fiind în stare de hipotermie, nu plângea, nu mișca, nu știu deci nimeni să era pe acolo. A venit soțul, zi unde-i copilul, că o să ai probleme, și de-abia atunci a recunoscut, i-a zis, uite-te în pungă. Mare a fost mirarea tuturor când au văzut că nou-născutul era în pungă și se afla în stare avansată de hipotermie, cu cordonul ombilical nelegat, nu plângea și nici nu se mișca. Bebelușul nou-născut era mai mult mort decât viu. Imediat a primit îngrijiri medicale de specialitate și în numai câteva ore a depășit pragul critic. Eforturile medicilor nu au fost în zadar, iar viața bebelușului născut în a doua zi de Paște a fost salvată. Starea de sănătate a copilului de 2 kg și 800 de grame a fost stabilizată. De-abia după 5 ore a început să plângă, să se miște, am putut să-i luăm analize. A fost ținut în incubator până dimineață, acum de dimineață l-am scos în pătuți. Starea lui este relativ bună, primește alimentație cu dificultate. Așteptăm rezultatele celorlalte analize recoltate. Lucrează încă atât copilul cât și mama, sunt în stare bună, sunt sub monitorizare medicală și bănuim că nu vor pune probleme. Situația este momentan neclară. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate, mai ales că niciunul dintre soți n-ar fi știut nimic despre sarcină. Reacția femeii imediat după naștere ar fi putut fi cauzată de o depresie. E ceea ce avem de-a face cu un șoc post-traumat. S-ar putea să fi avut momente în care memoria de scurtă dată să fi fost afectată. Avem pur și simplu o pierdere de memorie, iar actele inconștiente pe care le-a făcut, le-a făcut doar din dorința de a-și acorda ei, în primul rând, un prim ajutor. Am avea de-a face cu un caz care să fi avut de-a lungul timpului perioade de depresie postpartum de la sarcini anterioare sau mai mult de atât afecțiuni din punct de vedere neuropsihice sau tulburări din punct de vedere la nivel psihoemoțional. Deși viața copilului a fost pusă în pericol, se pare că a avut mare noroc reușind să scape cu bine. Cel mai probabil va fi demarată o anchetă pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate în primele momente după naștere.